L-am văzut și pe Bălgrădean spunând m-aș fi așteptat să fiu chemat la echipa națională, pentru că spunea el, am jucat bine, am luat doar 3 goluri. Păi bă, că o să trebuiască cât de curând, cred că să stăm, să ne scoatem pălăria în fața lor, să stăm, să-i convocăm doar pe cei care vor, nu după ce gândim noi. Bă, că deja suntem trași la răspundere. Ori discuțiile astea nici nu-mi plac să le fac publice și dacă era nemulțumit, cred că putea să sune, să explic argumentele de ce și cum. Până acum nu a vorbit de lucrurile astea, a vorbit-o mai acum.